Hei, am vrut să trag un pui de somn, dar nu am nicio șansă. Tiara nu doarme la 4 jumătate. E 5? E 6 fără 20 seara. Am o oră de când am terminat munca, lucrez de acasă, v-am zis. Și m-am gândit eu să facem un clean with me, dar fără să dau cu aspiratorul și... Și cum o facem un pic de ordine în casă. Vreau să vă arăt cam cum devine casa, cât de dezordine poate să fie cu un copil mic în timp ce eu lucrez de acasă. Vă dați seama că nu am cum să mă ocup să fac ordine în casă în timp ce sunt la servici, așa că lucrul acesta îl fac de obicei după ce termin programul. Haideți să vă iau cu mine. Prima dată vreau să vă arăt cum arată casa și după aia ne apucăm de treabă. Dormitorul. Am stat jumătate de oră în pat cu ea și ne-am jucat. V-am arătat. Mama! Un colețel. Mama! Da, mami, neam, neam. Este și domnișoara vocalist. Așa. Și arată patul. Hainele astea le-a luat din sertarul de jos de acolo. A scos din sertar de aici, nu știu ce. Papucii aceștia i-am probat și au rămas aici. Hainele, jucăriile astea trebuie să le spăl ca apoi să le donez. Așa. Am pus o mașină la spălat dimineață pe la 6:30 și n-am mai apucat să o întind. În camera fetei este ordine. Am adus aceste două jucării, că s-am mai jucat cu ele. Patul este nefăcut. Asta ar fi singura problemă. Așa, ca să o țin ocupată cât timp am lucrat la calculator. M-am gândit eu să-i dau să se joace cu ovăz. Toată casa este plină de ovăz. Îmi place foarte tare cum bate lumina. Așa, este și domnul Șebo acolo. În pat și a luat din sertarul acesta și a luat jucării, vedeți, deja e haos în sertar. Mami, cu grijă. Și a luat jucării, s-a jucat singurică pe jos, haos, dezordine, mizerie. Mergem în bucătărie. Aici e cât de cât ok-iș și am un morman de vase de spălat. Pe jos este curat pentru că am făcut sâmbătă cu ordine, astăzi este luni. Am făcut ieri o prăjitură, o tartă cu vișine, o am aici. Vreau să-i duc unei bunicuțe de la etajul 1 pentru că a fost operată zilele trecute. Și vreau să-i duc și ei un pic de prăjitură, să merg cu Tiara. Vasele acestea n-am apucat, vă dați seama, să le spăl. Tiara oricum face... E ca un tsunami. Vedeți? Ce zic? Ca un tsunami. Dacă reușește să scoată tăiței aia de acolo, aia ei. Mă apuc să strâng și tăiței de prin casă. Așa, fidea de fapt este acolo. Bun, haideți să trecem la treabă și începem cu dormitorul ca să le luăm pe rând. Haide, vii să mă ajuți? Da. Bine. Pe bune, mami! Am fost surprinsă să văd că a adus o furculiță în dormitor, apoi a venit cu o farfurie din bucătărie, am găsit și o sticlă de lapte goală care a luat-o la fel de prin bucătărie. Fetița mea cară toate lucrurile prin casă fără ca eu să știu, dar nu-i problemă. Odată ce m-am apucat să fac curățenie în dormitor, le-am strâns, le-am dus pe toate unde trebuiau duse. Înainte de asta mi-am pus și o pereche de șosete în picioare pentru că mi-era frig. Tiara m-a ajutat să strâng și hainele, acele haine pe care le-a scos din sertar. N-avea nicio treabă să le scoată, dar îi place ei. Îi provoacă o satisfacție enormă. Mami? Da, mami, mulțumesc! M-a ajutat în schimb să le pun la loc, iar eu îi ziceam bravo și ea zicea bavo, bavo! Se încuraja. Îmi place enorm de mult să o încurajez, pentru că și ei place foarte mult să se implice în activități și se simte importantă și lucrul ăsta îmi place enorm. Bravo, bravo! Bravo! Hai!
Ușor, ușor. Alta. Du-te și adu alta. Bravo, 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 mami. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Bravo, bravo, hai, dă-te. Dă-te să facă și mami. Așa, bravo. Gata. 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 Bravo, hai să mergem. Mergem? Paru. Așa, mulțumesc. Și hai să punem și de aici. Așa. Așa. Așa, gata, gata, hai, închide. Închide tu. Închide tu. Ai grijă la degețele? Așa, bravo! Bravo! Uite, măi, mami, cât mi-a luat o secundă să plec. Așa. Mulțumesc! 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 Gata, mulțumesc! Uite ce ai făcut acolo! Hai să ștergem! Tapte, tapte, da! Haide! Un pic, un pic! Ești foarte dulce, să știi. Am reușit să șterg oglinda, am șters aici cu pronto, am strâns tot, patul este făcut, oglinda mai trebuie să o șterg, că am văzut câteva urme, dar n-am nicio șansă astăzi. Și am dat un pic cu mătura pentru că mi-a făcut mai paste tiara. Bun, ca idee, ca să păstrez camera curată, până o bag la somn, închid ușa. Știu, e urât, dar doar așa pot să păstrez ordine. Deci dormitorul este Dan. Trecem la mașina de spălat. Erau haine aici, le-am pus în coș și acum vreau să scot din mașina de spălat hainele și să pun jucăriile. Șosețica. Șosețica. Hai, ajută-mă tu. Așa. Și asta de aici. Gata. Gata. Uite, gata, nu mai e nimic. Haide să închidem. Haide. Așa, închide tu. Bravo. Hai. Și las coșul în dormitor momentan. Până nu termin tot, nu am cum să întind rufele. Haide, dă-te un pic, mami. Dă-te, mami, un pic. Așa. O secundă, te rog. Du-te și adu păpușa și miau, miau de la tine din cameră. Ca să le punem la spălat și pe alea. Da? Mergi să aduci miau, miau și păpușa de la tine din cameră? Da. Du-te și adu miau, miau și păpușa. Nu vrei să mergi? Nu? Bine, hai că mergem, mami. Păpușica și miau, miau, da? Hai, le pui tu? Pune-le la spălat. Nu, ba, da, mami, trebuie... Uite, stai să-ți explic. Stai să-ți explic ce, mami. Uite, le punem la spălat. Uite, vezi ce murdar este? Uite, vezi, e murdară. Trebuie să-i facem băiță și ei. Da, mami. Îi facem băiță, mami, și după aia ți-o dă, mami. Haide, pune tu acolo. Și după aia punem detergent. Bine, mai târziu, da? Pune mai târziu la spălat când uită de ele. Și acum vreau să dau pe jos cu mătura.
Câtă mizerie se poate aduna în condițiile în care am dat cu mopul sâmbătă. Și acum iar este praf mizerie, nu știu de unde vine. O să strâng imediat. Vreau să-i fac prima dată patul fetei. Dau cu mătura și la ea în cameră. Și apoi strâng gunoiul de acolo. Aici este ordine. În mașina de spălat sunt jucăriile care n-am nicio șansă să le spăl acum pentru că vreau să le pun și pe alea ale fetei. Aici am strâns gunoiul, am dat cu mătura. Camera fetei. Am noroc că a fost ordine în ea. Așa. Am făcut patul. Iară se joacă cu păpușa. Acolo sus este ordine. Vreau doar să mai șterg un pic praful și trecem în living. Sincer, nu mă deranjează ce haos provoacă în jurul ei, cât timp eu sunt la muncă, cât timp lucrez acasă, atâta timp cât mă lasă să lucrez, pentru că ea este și foarte curioasă, de obicei când stau la calculator vrea să stea hopașica, să vină să stea în poală la mine în timp ce lucrez și uneori e ok, uneori nu, pentru că îmi trebuie un pic de concentrare, sunt lucruri destul de importante ce le fac și este așa, cu părți bune și părți rele de când lucrez de acasă. Pe o parte fac, pe o parte se face la loc. Cam asta este viața cu un copil mic. Da. S-a duc la bucătărie. Caica! Gata. Încerc să caut jocuri care știu că o țin ocupat mai mult timp, de exemplu jocul cu ovăz, avea ea recipiente, linguri, furculițe și răsturna dintr-una în alta ovăzul, deci a ținut-o ocupată cam jumătate de oră, dacă nu mai bine tot joculețul. Bibi-bica!
Bun. Și așa arată living-ul după ce am făcut ordine. Pe canapea am pus două ceașafuri pături pentru care obiceiul să le murdărească cu absolut orice. Așa că încerc să protejez cât de cât această canapea superbă. Da, mami, unul și ea vrea să ne jucăm cu mingea, dar nu știe că mami are de făcut cina. Am șters comoda de la televizor cu Pronto. Am strâns aici din bibliotecă. Bine, așa era oricum, dar de pe jos, pe acolo erau 2-3 sticle. Calculatorul unde muncesc l-am șters de praf. Asta am șters de praf. Și pe jos ați văzut că am dat comodura. Am strâns fiecare fulg de ovăz. Bun. Mă duc să fac de mâncare și apoi să termin în bucătărie și vă arăt cum a ieșit și bucătăria. Tu mai poți? Mai poți? Mișa, mișa. Mingea? Vrei să mișcăm cu mingea? Da. Hai să mișcăm cu mingea. Da, 2 minute, da? Mișa. Hai. Bine, bine? Da. Trei și. Se strâng de pe masă. Masă? Da, de pe masă. 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 Să eficientizez puțin spațiul de acolo, am pus vasele murdare în tava de la cuptor, mai am câteva tigăi, oale, boluri de spălat și pe acelea din ghiuvetă. M-am apucat acum să le spăl, mi-a cred că jumătate de oră, dar prima dată vreau să-i dau să mănânce la copil. Și mă apuc după aceea de treabă. Dacă ajunge Răzvan, îl las pe Răzvan să-i dea să mănânce.
Și așa arată bucătăria după ce am terminat. Mai am formele de la gofre să le spăl, dar nu mai am energie. Aici sunt toate vasele. Trebuie să-l spăl și pe ăsta, dar o să-l spăl mâine. Așa. Aici. Pe masă este ordine. Pe jos am dat cu mătura. Am trepiedul acolo. Aici la papuci am încercat să fac cât de cât ordine și cam atât. Mâine va fi la loc, sunt convinsă, dar asta este. Spune mâncat. Mâncat. Paste. Paste. Bravo! Astăzi. Astăzi. Mami. Mami. A. A. Făcut. Făcut. Curățenii. Da. Curat. Curat. Curățenic. Bravo! Deci, ce i-am zis prima dată să zică? Astăzi. Șebo. Șeco. Șocri. Ma. Mușcat. Mușcat. Bravo! Bravo! Alta. Înger. Îngerașul. Meu. Ce. Ce. Mi. Mi. Tea. Opa! Dat? Dat! Dumnezeu! Mă-să, mă-să. Eu? 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 Mami, ai grijă la piciorușe că poți să-ți se rup picioarele, măi, copii. Unu, și... Mai facem una? Trei, doi, unu, și... Pac! Ia spune, tati. Tiara? Da, da. Este. Si. Hai, vino aici. Și si. Hai sus, cu mașica. Hai la tati. Hai sus la mami. Hai sus aici. Spune. Hai, spune după tati. Tiara. Da, da. Este. Da, da. Născută. Născută. Pe. Pe. 11. Pe 15. August.